Sejur la Prădeal, 833 de euro de persoană, 6 zile, 5 nopți, all inclusive. Da, vreau credit de nevoi personale, 20% dobândă. Da, vreau să fiu cu 5 kg mai slabă. Da, vreau un ten de porțelan. Da, vreau să mă mântuiesc. Da, introduc codul PIN. Sunt în cutia de cereale. Sunt sweet și crispy și ascult niște pop cehesc. Vitamina C 85% DZR, tiamina 85% DZR, riboflamina 85% DZR, fier 85% DZR. Îmi crânțănesc dinții de atâta sănătate. Sunt o femeie dată în măsa. Ascult pop cehesc într-o cutie de cereale. Sunt sănătoasă și 100% biodegradabilă. Obezitatea contribuie la încălzirea globală, încălzirea globală contribuie la creșterea numărului de calcul renal, lumea nu are nevoie de voi. Obezul consumă mai multă mâncare și mai mult combustibil pentru a se deplasa decât o ființă umană. Obezul necesită 2960 de calorii, cu 18% mai mult decât o ființă umană, pentru a avea un nivel acceptabil de energie, pentru a duce la îndeplinirea activităților cotidiene. Hello everybody, my name is Amy, I am very fat. Hello Amy, să exportăm pe toți, chiar dacă pentru asta ar trebui sacrificat teritoriul unui continent, ce ne dă nouă obezul? Sărăcie, mai multă hrană, mai multă balegă, nu mai ai aer, gaze de seră, nu poți să mergi pe jos, înghesuia la angoasă, la distribuirea locurilor în avion, mai mulți calculi renal, topirea ghețarilor, criza economică mondială. Obezitatea este afecțiunea secolului. Cine dorește să trăiască printre atâția bolânzi? Cine are curajul să-și lase copilul în preajma lor?